Bună ziua, stimați colegi! Din dispoziția numărul 380/23-9/2022, am fost invitat în ședința ordinară din data de 29/9/2022, ora 15. Cu permisiunea dumneavoastră dau citire la ordinea de zi. Proiect de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință pentru luna octombrie 2022. Proiect de hotărâre de modificare a hotărârii Consiliului Local Târgu Ocna numărul 3 din 28/1/2021 privind stabilirea Comisiei de numărare și validare a voturilor exprimate pentru adoptarea hotărârilor Consiliului Local Târgu Ocna prin vot secret mandatul 2020-2024. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre de aprobare a propunerii criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate și în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tinerii destinate închirierii în orașul Târgu Ocna. Proiect 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației imobilor situate în orașul Târgu Ocna, Bulevardul Ferdinand, respectiv fost Bulevard Republicii, numărul 19, județul Bacău, aflate în administrarea Colegiului Național Costache Negri și trecerea acestor în domeniul public al orașului Târgu Ocna, în domeniul privat al orașului Târgu Ocna, în vederea demolării parțial corp clădire C1 și corp clădire C2. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ care funcționează pe raza administrativă a orașului Târgu Ocna pentru anul școlar 2022-2023. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru ședința adunării generale a acționarilor Societatea Comercială Regională de Apă Bacău S.A. convocată în data de 19/10/2022. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute legală în favoarea SC Delgaz Grid S.A. pentru suprafața de 351 metri pătrați aparținând orașului Târgu Ocna, în vederea realizării obiectivului de investiții în locuire, izolare, linie electrică aeriană 20 kV, Târgu Ocna, Salina. Proiect numărul 8. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute legală în favoarea SC Delgaz Grid S.A. pentru suprafața de 74 metri pătrați, respectiv 24 metri pătrați teren aferent punct transformare 30, 24 metri pătrați teren aferent punct transformare 32 și 26 metri pătrați teren aferent punct transformare 19, ocupată definitiv din domeniul public al orașului Târgu Ocna pentru realizarea obiectivului de investiție, extindere, contorizare inteligentă cu automatizare rețea medie de tensiune și integrare SCADA din zona urbană județul Bacău. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal extindere spațiu comercial situat în strada Costache Negri, numărul 45, orașul Târgu Ocna, județul Bacău și a regulamentului local de urbanism astfel. Aferent. 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, orașul Târgu Ocna. Toate proiectele au fost inițiate de către primarul orașului Târgu Ocna. Țin să menționez că primarul orașului nu este prezent, este plecat într-o delegație de lucru la București. Avem solicitarea... Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu abținere? Domnul Prăjinariu, dumneavoastră cum ați votat? Numai o secundă. Ați votat pentru sau obținere? Pentru. Nu, domnul, spuneți acum, scuzați că v-am întrebat. Am intervenit la fel, s-a schimbat președinte ședință. O adresă cât de curând pentru niște raport de echitate și se menționează articolul 85 că relațiile dintre Consiliul Local și Primar nu sunt de subordonare. Consiliul Local nu subordona primarului să schimbe președinte ședință. Noi am stabilit un președinte, președintele este aici, ar trebui să fie care să-ți vină rând. S-ar putea facem un precedent. Când vrea așa, unul lipsește într-o ordine extraordinară, schimbă președinte. Nu mi se pare corect. Da, dar știți că rândul s-a votat. S-a votat, a un precedent și nu este corect. La acele hotărâri de fapt,
Și domnul Violet o să-și exercite în luna octombrie. A fost un caz special, dânsul a fost în medical, deci nu a fost, a fost o absență motivată. Nu, sărim, de obicei respectăm regula. Haideți să lămurim acest lucru, pentru că niciodată în istoria Consiliului nu s-a disputat asupra președintelui de ședință. Dar dacă facem un compromis, ne vom trezi cu alte surprize. Așa cum a spus și domnul... situația asta, este prima dată. Dați-mi este. Consiliul local nu este subordonat primarului, cum nici primarul nu este subordonat Consiliul local. Dar să citim aici ce spune. Și n-aș fi intervenit, o lăsam așa și data trecută și acum, pentru că, da, iarăși avem motiv de discuții și dăm lui domnul Barna iarăși subiect ca să atace, să conteste hotărârea. Și citim aici din codul de administrativ. Consiliul local, ales așa, poate fi schimbat. În cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierilor locali, și nu a primarului, din rândul acestora este ales un alt președinte de ședință prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă care conduce ședința respectivă. Acesta exercită pentru această ședință atribuțiile prevăzute de prezentul cod pentru președintele de ședință. Suntem în situația în care cine este președinte? Este Bucur și respectăm codul administrativ? Sau este domnul Bucuroi pe care noi l-am ales? Da? Dar n-am respectat aici. Asta e motiv de discuții. Regulament. Vedeți, asta vreau să spun eu. Și atunci hotărâți dumneavoastră. Cum este legal să conducă Bucur, care a fost ales președinte și doar la ședința extraordinară n-a fost, sau să conducă Bucuroi? Dumneavoastră hotărâți. Dar vedeți că este motiv de discuție. Dar știți foarte bine că la ședința trecută am explicat și tot dumneavoastră ați aprobat ca domnul Bucuroi să fie președinte de ședință. Dar am aprobat, dar nu-i corect ce am aprobat. Poftiți? Nu-i corect ce am aprobat. Nu-i corect, doamne. Nu-i corect că spune clar doar pentru ședință. Nu am aprobat pentru o lună. Noi atunci noi am aprobat cu justificarea că Bucur se află o lună de zile în concediu medical. Și nici n-ați permis celorlalți consilieri să spună ceva, a spus doamna și-a hotărât domnul primar Dar nu așa a hotărât domnul, așa a propus dumneavoastră. Așa a propus domnul primar, așa este, de acord. Dar vedeți, avem motive. Și de ce vreau să spun acest lucru? Pentru că dintr-o chestiune de asta de formă, care, să zicem că nu are importanță, ați văzut și cu un aviz și pierdem anumite chestiuni. Un aviz care este consultativ, dar este obligatoriu și știți despre ce vorbesc. Așa și aici. Haideți să respectăm asta ca să mai aibă barna discuții. Pentru că el asta spune, așa cum spune el, că eu trebuie să stai foarte atent ca să-l înțelegi. El asta spune de aici. Și m-am uitat și eu acum și am uitat. Hotărâți. Că nu e o problemă dacă e Bucur sau Bucuroiul. Dacă este corect și legal, ales Bucuroiul pentru toată lumea, dacă era acolo. Și știți aici, spune doar pentru ședința respectivă. Așa de ce? Deci votul nostru de data trecută a fost incorrect, ce am votat? Noi am votat data trecută pentru că mi s-a spus că toată luna, pentru toată luna este în concediu medical și votăm pe luna. Aici spune, din rândul acestora, doar pentru ședința respectivă. Așa scrie aici. Dar nu trebuie să știu la vremea respectivă că dânsul era pentru o săptămână, pentru două, pentru trei sau pentru nouă. De acord, dumneavoastră, lăsați-l lucru. Am nicio problemă. Vă rog, să mă atrag atenția că de aici pornesc discuțiile. Cum și cu avizul că nu e consultativ și discuții. Facem și noi, adică contribuim la aceste discuții. Dacă nu se ridica problema, chiar nu aveam nicio problemă, să rămână președinte cine vreți dumneavoastră, dar aveți o mică problemă. Că de aceea am avut discuții și la ședința trecută. Eu n-am înțeles de ce colegii au propus atunci, dar hotărâți. Mă rog, dacă astea sunt cele mai importante probleme... Dar nu sunt importante, dar sunt probleme de formă... Da, am avut și ședința... Ok, și am avut ședința comisiei în care am dat aviz favorabil. Nu s-a specificat absolut nimic în acel aviz. Păi până la urmă și aceste ședințe de comisie. Care este rolul lor? Eu n-am observat, acum nici domnul primar nu este. Eu nu pot schimba propunerea în locul domnului primar, pentru că dânsul lipsește la ședință.
Pot eu să fac acum propunere în locul dumneavoastră? Da, propunerea, da, dar consiliul local. Consiliul local poate. Păi faceți, dacă tot spunea că consiliul local propune, eu am mers pe regulament. Propuneți al președinte de ședință. Pentru hotărârea de luna anterior, de la ședința anterioară, articolul 1. Știu cum domnul este hotărârea. Domnul consiliul local Bruiu Maru se alege președinte de ședință pentru luna septembrie 2022. Noi asta am votat, nu? S-a părut domnul Bucur. De ce n-a avut discuția aia atunci? Să mergem atunci cu rezerva. Nu m-a interesat acest subiect și n-am văzut, dar creăm o discuție de aici. De majoritate, da, doamna. Dar și foarte mult s-au regulat lucrurile, trebuie să mai ne știm exact cronologia, știm exact în ce hotărâre am venit. Am avut ședința de comisie, v-am chemat, dar trebuie să revine la comisie. V-am întrebat, garantat că și luna octombrie este la revine. Dar am propus în pentru ședința sau extraordinar să fie atât. Amendament? Cum se va propune? Eu am observat în comitii, reconfirmăm. Nu? E ok? Dar putem face propuneri, până la urmă, să reconfirmăm. Corect. Păi, dacă îmi permite să fac o propunere de președinte pentru luna septembrie, și îl propun pe domnul Bucuroiu Marius să fie președinte. Deci cumva să întărim să nu fie discuții. Atunci proiectul ăsta de hotărâre va suna altfel și nu va mai fi așa, va suferi o modificare. Dumneavoastră, acum propuneți o modificare de proiect de hotărâre, da, pentru că... Dacă domnul Dragănca se pune pe domnul Bucur, el pune domnul Bucur. În cazul în care un consilier lipsește, doar pentru acea ședință, să numești un afară de Bucuroiu pentru ședință, Bucur este dreptul. Întrebarea mea este, față de ultima hotărâre de consiliu local prin care a fost ales președinte? Am greșit, domnul, noi am greșit. Păi, așa să ne spune și uite ce spune aici. Păi, de majorul care conduce ședința respectivă, acesta exercită pentru această ședință atribuțiile prevăzute de prezentul cod. Pentru președința ședință, pentru acea ședință. Da, și adică abaterea este mai mică, după părerea mea, că intră Bucur în drepturi și mai ultima ședință de care... Nu trebuie să vorbeam nimic. Viorel e președinte. Deci faceți mai mult. Păi și ce faceți cu hotărârea care a fost ales cu noi? Abia așteaptă să o atragi. Și gândiți-vă că pe chestii de asta de formă, pică toate hotărârile care am luat, când am adus către președinte. Cum atunci a fost cu avizul. N-am avut comisia juridică aviz, a luat să-l chei consultat. Simplific în lucrurile. Nu consiliul local hotărăște? Cine este președinte? Aici codul administrativ hotărăște. Bine, consiliul local cu respectarea codului administrativ. Păi consiliul local. Și atunci spune, consiliul local propune un președinte numai pentru ședința care lipsește. Înaintea fiecărei ședințe putem propune președinte. Să nu fie mai mult de 3 luni consecutive. Acum a fost de zile, dar acum a apărut chestiunea asta și dacă nu o să se... Păi da, soluția domnul primar. Nu contează cine e președinte. Că dacă spuneți, domnul fost primar, dacă spuneți că direct acum se intre domnul Bucur Viorel, ce facem cu hotărârea adoptată de consiliul local prin care s-a dispus Bucuroiu Marius președinte? Aia a fost pentru ședința. A fost pentru ședința trecută. A fost pentru luna septembrie. A fost pentru ședința trecută. Păi să ne spună dacă a apărut Bucur trebuie să și intre. Așa scrie septembrie. Pentru septembrie spune. Spune septembrie, nu spune data. Aia scrie, dar am greșit. Am greșit, trebuia să fie numai pentru ședința în care lipsește. Așa scrie, îți faceți ce vreți. Faceți ce vreți. Dați voie, domnul președinte. Hai să încheie bărgeți. Râd cetățenii. Ce urmărești domn Barnar, nu știu. Pentru o treabă de procedură, așa, nu știu. Ajungem în situații de genul ăsta. Domnul președinte de ședință, propuneți dumneavoastră cum să ieșim din acest impas. Spune, vă rog să faceți propuneri. Nu, ce spune? Cât
Doamna secretară. Doamna secretară este măsură să respectând ultima. Înțeles? Haideți să facem comunicare la repetul reședinței președintelui și să punem la vot. Da? Consiliul local poate delibera asupra acestui plan fără nicio problemă. Să nu ne interzicăm de corp administrativ. Consiliul local poate stabili cine este președinte de ședință în ședința de în curs. Da? Vă readuc aminte domnului fostului primar, da? Că m-a schimbat din președinte de ședință numai așa, că a vrut fără să treacă peste codul administrativ. Dacă l-ai citit, atunci era altă lege. Și o să-i răspunde și mare. Așa e mare. Bine zic. Domnul Racon, haideți să propunem un președinte de ședință din cei doi. Am și propus. Deci... Păi a fost o propunere. Da? A doua propunere, spune. Domnul. Votăm. Cine este pentru domnul? Păi, dar sunteți președinte, domnul? Băi, sunt președinte. Să pun la vot cele două propuneri. Păi, ce? Domnului. Nu. Nu. Inițiat de domnul primar al orașului Târgu Ocna ar trebui să sune în felul următor. La articolul 1. Modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Local Târgu Ocna numărul 81 din 7.9.2022. Domnul consilier local Bucurăriu Marius se alege președinte de ședință pentru ședința din 7.9 și la articolul 2 domnul Bucurăriu Marius președinte de ședință pentru luna octombrie. Nu vreau să conduc astăzi, poate? Să rămână tot cu Bucuroiul? Sigur. Păi tot cu... Renunț eu, eu renunț. Bineînțeles. Cum treabă fiecare cu Bucuroiul? Ce singură propunere? Nu mai vrea, renunț eu. Renunț eu. Deci vă rog frumos ca să nu ne mai jucăm, că văd că nu avem, nu putem să facem nici măcar cel mai mic compromis, chiar dacă așa. Proiectul de hotărâre va fi în felul următor. Am trecut la punctul 1 al ordinii de zi, că nici n-am trecut la punctul 1 al ordinii de zi. Așa, modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Local numărul 81 din 7.9.2022 și alegerea președintelui de ședință pentru luna octombrie. La articolul 1 se modifică articolul 1 din hotărârea Consiliului Local numărul 81 din 7.9.2022. Unde spunea că domnul Bucuroiu Marius se alege președinte de ședință pentru luna septembrie, va fi doar pentru ședința extraordinară din 7.9.2022, iar la articolul 2 al proiectului de hotărâre, domnul Bucuroiu Marius se alege președinte de ședință pentru luna octombrie 2022. Păi, dar am renunțat. Dar nu am zis. Am zis că facem corect. Dacă așa se impune, așa facem. Corect, ca să o putem repara, așa putem să facem. Ședința de astăzi, cine o conduce? Păi după ce se... Eu acum. Eu. Cine poate să o conduc acum? Până alegem președinte de ședință, secretarul orașului, nu? Asta este modificarea care am propus-o.
avizul comisiei juridice, vă rog frumos. Supun spre aprobarea comisiei, dacă sunteți de acord cu proiectul propus cu hotărâre. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, comisia juridică. Doar comisia juridică pentru că... Aviz favorabil în unanimitate. Să vă rog să scrieți un aviz. Iema, te rog frumos să adun un aviz, domnului. Da, da. Vă supun spre aprobare, având avizul comisiei juridice fiind favorabil în unanimitate, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre, așa cum a fost el modificat, adică modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Local 81 din 7-a 9-a 2022 și alegerea președintelui de ședință pentru luna octombrie 2022, domnul Bucuroiu Marius. Cine este pentru? Domnul Jura, domnul viceprimar, domnul Bucur este președinte de ședință. Dar nu a refuzat? Dar nu a refuzat? Are revenit. Deci, începem, da? Avem o solicitare de la domnul Ghibilic Cristian, care dorește să participe la ședință. Supunem la vot. Cine este pentru? Cineva care este împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate. O întrebare așa avea. Domnul Ghibilic are o observație la un punct anume de pe ordine de zi sau vrea să participe la ședința integrală? Este răspuns. Să mai cu discutăm cu diversi. Și începem cu diverse? Nu. Da. Pentru procesul verbal. La final. Domnul Drăgănuță, ție nu lăsați cam să scriu eu titlul. Da, da, da. Domnul președinte. Da, da. Nu, dar am votat să particip la toată ce zic. Așa face din câțiva ani. Deci, ședințele sunt publice. Poate să începem participe. Cu punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui. A 2, da. Proiect de hotărâre de modificare a hotărârii Consiliului Local Târgu Ocna, numărul 3, din 28-1-2021, privind stabilirea Comisiei de numărare și validare a voturilor exprimate pentru adoptarea hotărârii Consiliului Local Târgu Ocna prin vot secret în mandatul 2020-2024. Inițiator este domnul primar al orașului Târgu Ocna. Vă rog să faceți propunere pentru înlocuirea domnului Mărcuță. Mai sunt și alte propuneri? Este singura propunere? Atunci vă rog să-mi permiteți, este această hotărâre se adoptă cu vot secret. Am să mă întorc în câteva minute. Buletinele voastre. Deci domnul Drăgănuță, doamna Barna, domnul Șilochi, doamna Paraschivei și membru suplean domnul Măciucă. Vă rog frumos. Să vă încadrăm așa în mijlocul unui scaun de aici. Sunt
15? Cine n-a votat? Nu sunt toate buletinele? Deci este un singur candidat, domnul consilier Varla Cristian, vot da, vot pentru. Da. Al doilea da. Al treilea buletin de vot. Tot da. Da. Domnul Varla Cristian. Da. Către comisie. Da. 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 Nu-i bună așa dictatură, trebuie și... Da. Un vot de nu. Nu, ăla nu. Pun un zero, circuleț. Un vot de nu. Că i-am scris votul. Da. Așa e democrația. Așa e, da. Eu am da. Vot de da. Dau vot pe votul. Vot da. Vot de nu. Nu, vot. Nu e problemă. Ai doi de numere. Da. Păi dacă avem 9 parteneriate, da. Ei 8 milioane de lume. Deja ai doi de nu. Vot de nu. Trei. Deja e asta. Dar dacă e sigur, poți să ai 9 de nu. Vot, da. Deci avem 3 voturi. Dar, drăgăluță, vedeți că nu putem cita acolo, să fiți corect. Da, nu voi din privatajul. Da, din privatajul cumva. Da. Vedeți că e. Deci 14 voturi cu da. Și da, vezi 14 da? Ne ducem la domnul. 14 da și 3. Deci s-a votat 14 voturi cu da, 3 cu nu. Deci domnul Barna face parte din comisia de numărare. Deci trecem la punctul 3, da? Proiect de hotărâre de aprobare. Dar rezultatul votului. Păi am zis. Am zis. Da. Ce mai vreți atât? 14 sunt pentru, 3 împotrivă și domnul Barna face parte din comisia de numărare. Mulțumim, domnule. Fiți atent, domnul. Punctul 3. Proiect de hotărâre de aprobare a propunerii criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe în repartizarea locuințelor pentru tinerii destinate închirierii în orașul Târgovna. Inițiator, domnul primar al orașului Târgovna, cerem comisia juridică. Comisia juridică, după jurul dezbaterea, a avizat favorabil în unanimitate 6 voturi în 6 posibile. Prezent. Deci supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Dar nu sunt atent, dar dumneavoastră nu dat avizit. Întrebați comisia. Păi da, nu dat avizit. E comisia juridică. Nu dat. Dar juridică. Nu sunt atent. Nu sunt atent. Aici sunt atent. Deci, juridiți atenția. Deci, cine este pentru, vă rog? Unanimitate. Proiectul a trecut în urmă limitate, da? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației imobilului situat în orașul Târgovna, Bulevardul Ferdinand I, fost Bulevardul Republicii numărul 19, județul Bacău, aflat în administrarea Colegiului Național Costache Negri și trecerea acestuia din domeniul public al orașului Târgovna în domeniul privat al orașului Târgovna, în vederea demolării parțial clădirea Corp C1 și Corp clădire C2.
comisiile, Comisia Juridică. Comisia Juridică și Administrație Publică a avizat favorabil cu 6 voturi pentru din toate atâtea voturi prezente, consilieri prezenți. Comisia Urbanică. Aviz favorabil cu unanimitate. Comisia Economică. Aviz favorabil, 5 voturi pentru din 5 prezenți. Supunem la vot punctul 4. Cine este pentru? Unanimitate, da? Robert, tu și tu tot pentru? Da. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație ale Unităților de Învățământ, care funcționează pe raza administrativă a orașului Târgu Ocna, pentru anul școlar 2022-2023. Inițiator, domnul primar al orașului Târgu Ocna, Comisia Juridică. Comisia a avizat favorabil cu 6 voturi pentru din tot atâtea posibile. Propuneți? Aș vrea să propun la școala 1, domnul consilier Marți Bucuroiu, și la școala 2, doamna Liliana 1. Marți Bucuroiu, și la școala 3, doamna Liliana Marți. Alte propuneri? Eu, domnule. Vă rog. Îl propun pe domnul Rusu la Colegiul Național. Și pe... Alperiți. Și pe domnul... Munteanu. Munteanu la numărul 1. Și pe domnul Paraschive la unde? Adorbiți. La grădinița... Așa. Dacă nu ești un propune, vă rog. Îl propune pe domnul Spașilor la colegii de mii. Domnul Ciurea la tehnologic, liceu tehnologic. Doamna Dumache la școala 2. Școala 2, doamna Dumache. Da? Și eu la școala general 1. La 1, da? Da, da. Mai sunt propuneri? Aceea este propunerea. Aceea este propunerea. Munteanu și domnul Barna Cristian pentru școala numărul 2 au fost propuși școala numărul 2 Barna Liliana, școala 2 și doamna Dumache. Pentru colegiu domnul Rusu și domnul Șilochi. Și atâta, domnul Șilochi, la tehnologic. La tehnologic avem pe domnul Ciura, parcă. Da. Și la Ana Maria, pe domnul Paraschivei. Mai îmi trebuie, cred că la școala... Deci pentru școala numărul 1, 2 consilieri. Școala numărul 2, 2 consilieri au fost propuși. Colegiul Național, 2 consilieri. La Tehnologic, 2 consilieri. Mai am nevoie de o propunere aici. Și la Ana Maria, un consilier. Deci vă rog, mai propuneți pentru Liceul Tehnologic încă o propunere. Pe domnul consilier Drăgănuță? Mulțumesc. Și e complet. Mm-hmm.
La 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17. Da. Deci avem la școala gimnazială numărul 1 propuși domnul Munteanu și domnul Barna Cristian. Pentru școala gimnazială numărul 2, ambii consilieri propuși, Barna Liliana și Tumache Bernan, votați. Pentru Colegiul Național Cenegri, ambii consilieri propuși, Rusu Mihai și Lochi Ștefan. Pentru Liceul Tehnologic, ambii consilieri propuși, sunt votați. Pentru Grădinița Ana Maria, Paparaschiv, votat, da. Avem de treabă. Le fac curge. Pentru școala gimnazială numărul 1, votați Munteanu Drago și Barna Cristian. Pentru școala gimnazială numărul 2, ambii consilieri votați. Pentru Colegiul Național, ambii consilieri votați cu da. Pentru Liceul Tehnologic, ambii consilieri votați cu da. Pentru Grădinița Ana Maria, consilierul propus, votat cu da. Trecem la următorul. Pentru școala gimnazială numărul 1, consilierii votați sunt Bucuroiu Marius și Munteanu Dragoș. Pentru școala gimnazială numărul 2, ambii consilieri au fost votați. În continuare, toți cei propuși sunt votați. Și pentru celelalte unități de învățământ. Pentru școala gimnazială numărul 1, consilierii votați sunt consilier Bucuroiu Marius și Munteanu Dragoș George. Pentru celelalte unități de învățământ, toți sunt votați, așa cum au fost propuși. Avem aici, pentru școala gimnazială numărul 1, toți 3 votați. E o opțiune nulă. De nu? De ce? 4. Păi mare, da, numai 4 2. Pereți. Numai 2. Da, deci, să le și pe cine să întrebăm, da? Deci, deci la spațiu liber, da, eu zic că e, numărul 5? E vot nul, așa. Deci, exact. Nu? Exact. Da? Sunteți, da. Dar nu putem să alegem noi. Nu, tăiem, nu să așa cum da. Da. Este, este vot nul pentru gimnazială numărul 1, celelalte opțiuni sunt pentru cei propuși cu vot, da. Puneți-vă. Da. Pentru școala gimnazială numărul 1, consilierii votați sunt Bucuroiu Marius și Munteanu Dragoș George. Pentru celelalte unități de învățământ, voturile au fost exprimate așa cum au fost propuși, da. Pentru școala gimnazială numărul 1, consilierii votați Munteanu Dragoș și Barna Cristian. Pentru celelalte unități de învățământ, voturile sunt favorabile celor propuși. Școala gimnazială numărul 1, consilierii votați, Munteanu Dragoș, George și Barna Cristian. Așa, pentru școala gimnazială numărul 2, ambii consilieri au fost votați cu da. Pentru Colegiul Național Cenegri, domnul consilier Rușu Mihai, da. Și domnul consilier Șilochi Ștefan, nu. Așa, pentru Liceul Tehnologic, ambii consilieri votați. Pentru Grădinița Ana Maria, Paparaschive, votat cu da. Deci, e o altă formă de votat. Pentru școala gimnazială numărul 1, consilierii votați. Bucuroiu Marius, Munteanu Dragoș George. Ceilalți consilieri au fost votați așa cum au fost propuși. Pentru școala gimnazială numărul 1, consilierii votați, Bucuroiu Marius și Munteanu Dragoș, George. Pentru celelalte unități de învățământ, voturile au fost exprimate cu da. N-am zis, deci nu i-a fost votat. Da. Pentru școala gimnazială numărul 1, consilierii votați cu da, Bucuroiu Marius și Munteanu Dragoș, George. Pentru celelalte unități de învățământ, toți au obținut votul da. Pentru școala gimnazială numărul 1,
Bucuroiu Marius și Munteanu Dragoș au primit vot de da. Ceilalți consilieri propuși pentru celelalte unități de învățământ, toți au primit vot de da. Pentru școala gimnazială numărul 1, doar Barna Cristian a primit da. Așa. Da, doar un consilier local a primit vot da. Pentru școala gimnazială numărul 2, doar Dumache 2 vot da. Pentru Colegiul Național Cenegri, doar Șiroti Ștefan da. Probabil cu colegul nostru care a votat, o consideră că numai unul o să fie ales. Peste tot a fost selectat câte unul. La liceu de unde știți dumneavoastră, domnule? Probabil, probabil. Probabil. Liceul tehnologic, doar domnul Ciurea Ioan. Pe mine m-au omis aici. Da. La grădinița Ana Maria, vot da. Da. Da? Sau da. Iau pe forma. Da, cred că le punem toate la urmă. La școala gimnazială numărul 1, vot da, Munteanu Dragoș George și Barna Cristian. Celelalte propuneri... Ah, ok, sunt un pic diferite. La școala gimnazială numărul 2, ambii consilieri propuși vot da. La Colegiul Național Cenegri, ambii consilieri propuși vot de da. La Liceul Tehnologic, doar Ciurea Ioan, vot de da. La grădinița Ana Maria, Paraschivei, propus, vot da, primit. Așa. La școala gimnazială numărul 1, domnul Barna Cristian, vot da. La școala gimnazială numărul 2, Dumache Doina, vot de da. Colegiul Național Cenegri, domnul consilier Șiloghi Ștefan, vot da. La Liceul Tehnologic, domnul Ciurea Ioan, vot de da. La la grădinița Ana Maria, doamna Praschivei, vot da. La școala gimnazială numărul 1, domnul consilier Barna Cristian, vot de da. La școala gimnazială numărul 2, doamna consilier Dumache Doina, vot da. La Colegiul Național Cenegri, domnul consilier Șiloche Ștefan, vot da. La Liceul Tehnologic, domnul consilier Ciurea Ioan, vot da. La grădinița Ana Maria, domnul consilier Paraschivei Robert, vot de da. Mai avem un buletin de vot. La școala gimnazială numărul 1, domnul consilier Barna Cristian, vot da. La, se înțelege că la ceilalți nu este exprimată nicio opțiune de vot. La școala gimnazială numărul 2, ambii consilieri au primit vot de da. La Colegiul Național Cenegri, ambii consilieri propuși vot de da. Și la toate, și la celelalte unități de măsură, consilierii propuși au primit vot de da. Aș vrea să fiți atenți ca să numărăm. Deci aici avem 2, 3, 4, 5, 6, 7 voturi. Asta e ultimul, e la care e tot. Comunicăm rezultatele. Pentru școala gimnazială numărul 1 au fost 3 concurenți. Domnul Munteanu Dragoș George, 12 voturi pentru, domnul Barna Cristian, 9 și domnul Bucuroiu Marius, 7. Și părțile astea au fost aleși Munteanu Dragoș George și Barna Cristian. Pentru școala gimnazială numărul 2, cei doi concurenți, Barna Liliana, 14 voturi, Dumache Doina, 17. Pentru Colegiul Național Costache Negri, domnul Șiloti Ștefan, 16 voturi, Rusu Mihai, 14 voturi. Pentru Liceul Tehnologic, domnul Ciurea Ioan, 17 voturi, subsemnatul, 13 voturi. Care nu m-ați votat? Pentru grădinița Ana Maria,
Domnul Paraschive, Robert George, maximum de vot, 17 felicitări, ca și doamna Monache Doina. Acestea sunt rezultatele. Deci trecem la punctul 6, da? Nu am anunțat de semnat. Da, s-a anunțat. Mi-a anunțat și eu? Da, domnule, gata, acum. Stai să semnezi. Nu pot să semnezi. Ba, domnule, da să anunț ca să auzi. Domnul Șoghi, apătenți. Domnul Mai Petru. Acum citim Consiliul de Administrație, da? Din ce... Membrii. Deci rezultatul votului sună că în felul următor. Școala numărul 1. Domnul Bucuroiu Marius, 7. Domnul Munteanu Dragoș, 12. Domnul Barna Cristian, 9. Deci fac parte din Consiliul de Administrație, domnul Munteanu și domnul Barna Cristian. La școala numărul 2. Doamna Barna Liliana, 14 voturi. Doamna Dumache Doina, 17. Fac parte ambelor. La Colegiul Național Costache Năvini, domnul Rusu Mihai, 14 voturi. Domnul Șiloche, 16 voturi. 16. La Liceul Tehnologic, domnul Ciurea, 17 voturi, domnul Drăgănuță, 13 voturi. Și la Grădinița Ana Maria, domnul Aparaschivei, 17 voturi. Supunem la proiectul de hotărâre cu rezultatul care s-a obținut. Cine este pentru? Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al orașului Târgu-Ocna pentru ședința adunării generale a acționarilor la SC Compania Regională de Apă Bacău, ESA, convocată în data de 19.10.2022. Domnul primar inițiază. Comisia juridică, vă rog. A acordat aviz favorabil în unanimitatea celor 6 consilieri prezenți. Supunem la vot punctul 6. Cine este pentru? Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute legală în favoarea SC Delgaz Grid SA pentru o suprafață de 351 metri pătrați aparținând orașului Târgu-Ocna în vederea realizării obiectivului de investiții în locuire izolare la rețeaua de 20 kV Târgu-Ocna Salina. Inițiază domnul primar. Comisia juridică. Aviz favorabil în unanimitatea celor 6 consilieri locali prezenți. Urbanismul. Unanimitate. Aviz favorabil în unanimitate. Comisia economică. Aviz favorabil 5 voturi pentru din 15. Punctul 7. Cine este pentru? Toată lumea, da? Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitude legală în favoarea SC Delgaz Grid SA pentru suprafața de 71 metri pătrați, respectiv 24 metri teren aferent PT30, 24 metri teren aferent PT32 și 26 metri pătrați teren aferent PT19. Ocupată definitiv din domeniul public al orașului Târgu-Ocna pentru realizarea obiectivului de investiții, extindere, contorizare inteligentă cu automatizare rețea medie de tensiune și integrare SCADA, din zona urban, județul Bacău. Inițiază domnul primar,
al orașului Târgu Ocna. Avize Comisia Juridică. Comisia Juridică a avizat favorabil în unanimitatea celor 6 consilieri locali prezenți. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil la unanimitate. Comisia Economică. Aviz favorabil, 5 voturi pentru din 5. Supunem la vot proiectul numărul 8. Cine este de acord? Deci, în unanimitatea a trecut, da? Proiect de cu numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanism zonal, extindere spațiu comercial situat în strada Costache Negrei numărul 45 al orașului Târgu Ocna, județul Bacău, și a regulamentului local de urbanism aferent. Inițiază domnul primar al orașului Târgu Ocna, Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 6 voturi din toată treia posibilă. Comisia Urbanism. Aviz favorabil la unanimitate. Supuneam la vot punctul 9. Cine este pentru? Discuție. O recomandare pentru firma. Aș vrea ca parcarea pe care a construit-o acolo, în fața imobilului, să fie... să mai lucreze la ea, să fie reabilitată. Că a început să se așeze. Adică să facă o parcare cum trebuie. Asta e. Dacă mai sunt discuții. Da, și eu aș face o propunere aici, domnule președinte. Parcarea ar trebui din altfel făcută, pentru că cei care se duc la aprovizionare cu cărucioare nu e nete de suprafață, sunt numai niște zigzaguri, niște, adică cumva... Din câte știu, a fost impusă pentru că trebuie să aibă o suprafață de metri pătrați parcare verde. Nu de verde, de cea care pe unde este accesibil, aia, da. Cărucioare, trebuie. Așa este de asta. Păi s-o fac ori suprafață verde, dacă... Adică... sunt niște, așa, nu poți să treci cu căruciorul de marfă. Și plus, nu mai spune de o doamnă, nu de zona de patrulare. E chiar zona din interiorul parcării are goluri. Păi sunt făcute pentru spațiu verde. Nu, spațiu verde. Nu poți merge cu căruciorul. Păi ori spațiu verde, ori parcare. Nu e nicio legătură. Nu e nici parcare, nu e nici spațiu verde. Nici catâr, nici cal. Sau e cam măgar, așa. Da. Dacă mai dorești cineva. O să intrăm din stradă, domnul Dragon, și acolo așa. Da. Da. Supunem la vot, da? Cine este pentru? În unanimitatea trecută. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al orașului Târgu Ocna. Inițiază domnul primar al orașului Târgu Ocna. Comisia Economică. Aviz favorabil, ce vă pregătiți? Dacă sunt discuții. Dacă nu sunt, spunem la vot. Punctul 10. Cine este pentru? Nu am uitat, da? Nu am uitat, eu sunt împotrivă. Da? Da, cu mențiunea că rectificările la buget nu aduc ceea ce am stabilit în prima parte a anului, atunci când am făcut bugetul și așa mai departe. Și partea că anul acum, sau mă refer la reabilitarea termică a blocurilor, unde am pus bani deoparte și la asfaltarea drumului ce duce la centrul educativ. Dacă mai sunt discuții, vreau. Supunem la vot. Cine este pentru? Ultimul punct. Întrebări, interpelare, răspunsuri. Ce înseamnă că e la... Da, domnul Chivinic, vă rog frumos. Bună ziua, mă adresez domnul Chivinic, vreau să mă adresez domnul Deșilochi, să vă întreb la punctul 10 când a spus pentru rectificarea bugetului local. Domnul, am întrebat, niciodată n-am venit la Comisia de Economică, în primul rând că n-am știut. Însă am fost mai mult la Comisia de Urbanism. Referitor la când s-a dus sau să schimbă banii dintr-un loc în altul. Doamne, nu se poate aloca dumneavoastră în condiții. S-a alocat și pentru domnul de trotuarele astea din oraș. Domnul, dacă nu ți-a văzut numai la acolo, la Peni, la 49, la Costache Negri 49. Dar uitați-vă aici la mega imagine unde se pune acum semafoarele. Sunt niște dâmburi când plouă sau pe partea ei la de domne, dar sunt oameni care merg pe stradă.
Chiar nu se vede dintre dumneavoastră, n-ați observat niciunul în Consiliul Local? Nu mai zic că bă, eu am venit luna trecută în Comisia de Urbanism, una o gaură a făcut local, o gaură am făcut-o noi de la Scala, de la F1. Doamne, am zis, hai să punem beton. De unde-i dracu? Au pus niște pământ acum două zile, înainte de a veni la... Am făcut cererea înainte și după aceea s-a trezit cu asta. Când a venit botezatul, urmăr că am înjurat. Știți pe cine? Am înjurat primarul. Nu e normal, i-am zis, băi, să-și ia balasul și să lucrăm, să mai aducă beton. Nu e normal că n-am făcut eu gaură. Doamne, și s-a făcut spătură. Ieri au venit ăștia de la Clar ca să remedieze, ia la pantri, gogojerii și blocul magazinul care e al Ondia. Păi, dar nu se poate, doamne, că nu țin. Aia din spate care au magazinii cu asta, au și nevoie de marfă să care. Păi, ăla când vine cu duba sau cu ce dracu aduce, are tonaj. Doar nu ține 3 tone jumate. Bă, au 4-5 tone. Că așa pune toți. Că și eu dacă aș fi în locul lui și aș lucra la patron, normal că aș pune greutate. Dar banii ăștia oare nu-i puteți dirija? Fac și eu cum a făcut domnul Măciucă. Domnule, vin la anul trecut, a alocat 20.000 de lei, anul ăsta 150.000 de lei. Ce dracu se întâmplă cu anveloparea asta a blocurilor? Nici o surpriză, nimic. Când mă duc la... Și vă spun dinainte că nu vă mint, merg orice care vreți dumneavoastră din comisia, din Consiliul Local, cărțile tehnice se află la subsol, la Institutul de Proiectare, aparținem fraților Pavă de la Dereman. Jos la etajul meu este deșertarea ziară. Eu dacă mă duc să-l scot, nu mă duc cu sărămâna, aș vrea să aduc o carte tehnică, indiferent la orice bloc. Poate nu trebuie să-mi facă mic, facă la alegeri. Doamne, facem un bloc ca să-mi vadă toată lumea. Uitați-vă la Comane și cum a început. Pistada gării cu panouă solari și anveloparea blocului. Știți cât de frumos este? Când vă uitați în orașul ăsta, parcă vine război. Și dumneavoastră, domnul Șinuchi, a zis, domnule, nu discutați ură despre orașul Târgovnă. Dar știți că suntem lăsat? Asta e stațiune turistică. Trec cetățeni, domnule, turiști. Să împiedică, mai ales intră în spațiu acolo, în piață, din spate. Nici nu am făcut. Doamna doctor Zaharia s-a izbit la cap păscările de la piață, domnule. În 2 ani de zile, de când s-a început, nu sunt în stare 4 trepte, domnule, să le face. 4 trepte, dracu, să le ia de trepte astea și mă. Că parcă e numai la iad. O parte își pune anveloparea înainte de alegere, acum s-a făcut o restructurare. Dar ce să zic, că de ploua tot plouă. Ca să se spele banii, altceva nu pot. Să nu mi-aduc aminte între B5 și B6. De la intrarea în bloc, când am pus pietroaile albi, după aceea am pus pavajii. Băi, dar nu sunt bani, acolo se poate spăla banii. Vă dau alt exemplu cu bisericile. Bisericile au tras gaze. Au făcut mult din statul branșamentele gratuite și instalațiile de utilizare. De când ați hotărât dumneavoastră, de când erați primar, a rămas Termabacău. Și Termabacău se ocupă și cu proiectarea și cu execuția. Altcineva nu poate să intre pe piață absolut deloc. Că așa se însă duce. Că ne întreb unii, vedeți, să spadă banii. Păi, are dreptate. Și noi, dar noi din răz, dânsul a ieșit, dar am vrut să-i spun că știți de ce când vorbește domnul Măciucă, dânsul începe să râdă, se întoarce la domnul Vădănuță și începe să râdă. Dar nu așa, doamne, cu asta, trebuie să fii serios că de bun, ați depus un jurământ către cetățeni. Băi, da, hai să fac, nu se poate cu institut. Uitați-vă, pe linie de la asta, duceți-vă să vedeți cum e asta, în Vâlcele ce găuți sunt. Nici nu pot să-mi iași cu mașina cu asta, sau cu bicicleta măcar. Toată lumea vrea să facă câte ceva. Dar facem o lac într-o patură, dar să se vadă că se face. Notați, domnul administrator, că e valabil și pentru dumneavoastră. Când vă duceți pe la euri, când se iei gaura la gunoi în dreapta, trebuie să-i ferești din stânga, nici n-ai cum din trece. Dar apoi prin spate, pe numai de părți. Măcar atâta pot să facem, câte ori, că atâta am vrut să vă zic, nu pentru acest lucru. Mulțumim frumos! Că nu face plăcere să vin la primărie. Mulțumim frumos! Dacă voi doriți cineva să... Da, vreau să încep o întrebare către doamna secretară. În câte dosare am fost citat Consiliul Local de Târgovna din octombrie 2020 până în prezent? Nu știu să răspund. Vreau atunci, în următoarea ședință, să știm câte dosare am fost citat și în starul lor. Am fost citat la Ploiești, mai multe dosare, da, dar... Consiliul Local, nu am putea să ne putem un dosar la Ploiești.
În 2021. În 2021 nu cred, a fost citat de consultor. Spuneți-mi în ce dosar, dacă ați văzut sau știți această informație. Puteți... Da, și noi, părțile, reclamantul, cine a fost reclamant? Reclamantul? Da. Păi, dar nu e nevoie să știi? Nu. Reclamantul este... Cine este? Obreja, Rodica. Obreja, da, da. Noi nu am nicio dosar. Deci, așa, un postul de executor, de la Bonești, și tot așa, sunt dosari care nu au probleme. Este citat orașul Târgu Ocna, asta vă spun. E citat Consiliul Șilău, inclusiv Consiliul Local Târgu Ocna. Eu nu am primit nicio citație, nu cunosc acest reclamant, Obreja. Așa, când ne-am trezit, mă, când pierde dosarele așa, când trezit într-o zi cu Breanu, ce Consiliul Local citat. Dar a trecut să facă două procese, două hotărâri, nu a avut nici un teleconsiliu local Târgu Ocna. Uite cu cineva la recurs, fără cartea de procesual. Deci, din urmă, să fie aducat la cunoștință sau să trece să vă apărați în instanță. Nu știm dacă tot a fost citat consiliul local Târgu Ocna. Măcar așa. Păi, să știți sau să vă și apărați. Dacă cineva a fost consiliul local, o luăm pe altul pe. Păi ok, vă angajați avocat sau reprezentat? Păi dacă nu știu, cu zilea mea mă pot cu zilea local. Dacă nu știe, își pot cita prin data. O să vă aduc la cunoștință, ori de câte ori v-ați citat. Dacă s-a depus altcineva, așa cum ești, mai spune. Da, mai sunt ceva pe noi, până să vin, ați vrea cât se poate de reparat drumul ăla de către firma care au cărat bulovanii, că au făcut, sunt câteva căuri de după așa din două. Firma care au cărat bulevarii în balastiera aia, 2 de metri pătrat din gura șurii cu următoare. Momentan cam atât. O să vedem. Domnul Ștor. Eu aș vrea să aduc o discuție. O problemă pe care o are domnul Radu Neculai cu EN21. Este din banii de acolo. La mine cu laic. Păi are o invaliditate de gradul 2 și dânsul spune că în urma lucrărilor care s-au făcut, veniți aducțiunea apă sau ce lucrări s-au făcut acolo, îi băltește apa în fața porții și nu s-a fost nici măcar ceva balastru, deci mă refer pe domeniul public. Nu are acces să are acces, dar este o bată. Are acces prin bată. Accidentat. Da. Doamna Crăciun Tudora, vă spuneam eu că petițiile adresate primăriei Târgu Ocna durează până când nu are om. Da? Are aceeași problemă. A venit în audiență și m-am uitat acum din 2019 pentru că nu s-a rezolvat problema cu drumul care trece prin proxima proprietății ei, a început casa să-i fugă la oală sau terenul să alunece. A obținut tot felul de comisiuni, dar nimic concret. E pe strada Pășbuc numărul 2. N-are nicio legătură. Dar e casa domnul Marian, mi-a adus la cunoștință că pe strada Alexandru cel Bun, numărul 10, s-a demolat și a afectat imobilul în care locuiește. Ne poate spune ceva de la, cineva de la urbanism? Ce s-a întâmplat acolo? Am o cerere, nu, fără răspuns, da? Am o cerere prin care doresc să văd și eu graficul de lucrări a lucrărilor care se desfășoară în Târgu Ocna. Și este adresată de aproximativ o lună, a depășit termenul în care trebuia să mi se aducă la cunoștință, nici până acum nu am aflat nimic. Ceea ce... ceea ce îmi indică că nu sunt mai probleme acolo. Și
și toți cetățenii văd cum sunt trotuarele, cum sunt îngustate străzile și câte și câte probleme mai sunt de acces la proprietăți și așa mai departe. Trotuarul din Poiene este cosit. Da? Ținem la eroi, suntem un oraș istoric și nu suntem în stare, nu să punem flori, nu suntem în stare să îl cosim. Am vorbit și data trecută cu domnul primar să acționeze în vederea deformatării șanțurilor de pe strada Progresului pentru ca drumul să fie reabilitat. Nici până acum nu s-a rezolvat nimic. De asemenea, cu câteva ședințe înainte am adus în atenție reabilitarea străzii Mihail Bogdălnicianu. Știu că a intrat pe proiect până când se asfaltează efectiv sau până când se fac lucrările respective, trebuie măcar să circule rezonabil, da? Stâlpul cu indicatoarele spre Cumănești și Slănic, în zona la răscurce de vânturi, trebuie vopsit. Este o ruginit mai de staua mea și ar trebui reabilitat. Trebuie vopsită balustrada podului, peste Trotuș. Atât la Răducanul, cât și la înspre Cumănești. Nu știu, poate aparține drumurilor naționale, dar trebuie făcute de mersuri pentru a arăta ca stațiune. De asemenea, pe strada Soare, nici până acum, după 2 ani, după ce am anunțat în Consiliul Local, nu s-a pus o masă, a fost furată și omul, dacă parchează și-ar dori să mănânce, nu are cum să o facă. Și își face idei despre stațiune. Și la ultimul punct despre strada ce duce la centru educativ, că nu a fost asfaltată, încheiem un act care nu prea am realizat ce ne-am făcut. Asta e tot ce am făcut. Da, mulțumim. Mai e cineva care răspunde? Da. Dacă văd o consiliere a făcut o adresă către doamna secretar general și copilul Gascu, prin care am solicitat și raport de dictatul, s-a răspuns că nu suntem subordonați, nu suntem subordonați, nicio problemă. Dacă nu sunt subordonați din nici Consiliul Local, nu subordonat primarul, nici primarul Consiliul Local. Conform articolului, doamna secretară, vă rog să întrebăm domnul primar, conform articolul 310 din regulamentul Consiliului de Organizare a Primăriei Bucna, în fiecare an se aprobă organigrama primării. La anul ăsta, anul trecut, mă cazărit-o, anul că vreau să-l plecăm în loc de grau. Nu știu dacă altceva împotrivă. O aprobăm din nou. Inițiatorul poate fi acum orașul. Da, dar regulamentul scrie clar. E regulamentul scrie clar și aprobă anual. Și se aprobă anual. Anul acesta se aprobă. Da, da, anual. Regulamentul e regulamentul. Deci nu avem cum să le scriem. Este structura organizatorului a aparatului judiciar primar și a serviciilor publice înființate de către Consiliul Local al orașului Bucna, precum și numărul maxim de voturi, când stabilite și aprobate prin hotărârile de Consiliul Local al orașului Bucna, în conformitate cu prevederile 863, pentru stabilirea unui așa. Se aprobă anual. Mulțumim. Cine este în locul nostru? Da. Da. Regulamentul urmează funcționarea de aparatului special al primarului orașului Bucna. La cea linie? Articul 3. Aliat? Nu, este... Nu știu de stau. Băi, uite aici, eu le duc cu mine. Dar era pe momentul lui. Articul 3 este efectiv. Sunt stabilite și aprobate anual prin hotărâri de Consiliu Local. Un singur la România, dar nu puteți. Facem jurist. Domnul Rusu. Mulțumesc, nu? Fac apucat. Primul, domnul Rusu. Nu. Întrebare, dacă se aprobă în fiecare an de către primarul organigrama primării sau consiliului, se propune de către domnul primar sau de către consiliu. Să se finalizează lucrările pe strada de numărul 6. Dar poate și nu vreau să Dar problemele principale ale orașului, astea sunt toate. Astea care le spuneți, așa,
el fugitivul. Asta e problemele principale. Am fost ales politic, da? Hai să o facem economic acum. Să arătăm cetățenilor noștri că am fost aleși politic, dar noi știm și economic. Exact. Și în ce mai de grav. Asta e economic. Nu să ne batem mai că așa cu moarele de vânt. Păi cum să ne batem? Vine invitatul nostru aici. Eu vorbeam cu... Cine acum băgăția ta înseamnă cu invitatul nostru? Am înțeles că ați făcut o precizare la adresa mea. Care e problema, domnule? Da, domnule, că n-am... Păi, dar de ce nu o faceți când sunt prezent? A depus vreo cerere, vreo ceva, hârtie, scris, vrea să participe? Da, am aprobat conținerea. Dar am aprobat conținerea. Și de ce să se leagă de domnul Șirochi, de nu știu ce? E pentru problemele orașului, nu de domnul Șirochi. Nu că sunt fac parte de lucrurile astea. Înainte de a închide ședința, doamna secretară o să citească... Pentru că nu am aprobat procesele verbale transmise pe adresele de mail la începutul ședinței, vă supun aprobării procesul verbal încheiat la ședința din 31 august 2022. Fac eu precizarea că au fost corectate câteva inadvertențe la punctele 6 și 9. Dacă aveți alte precizări, vă rog să mi le comunicați. Dacă nu, cine este pentru? Și procesul verbal încheia la ședința extraordinară din luna septembrie. Cine este pentru? Mulțumim frumos pentru participare. Încheiem ședința.